Odată cu mutarea serviciului Pașapoarte în clădirea instituției prefectului, spațiile eliberate au fost folosite pentru amenajarea unei săli de așteptare și a două birouri. Acestea sunt folosite de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor din cadrul prefecturii Buzău. Am preluat spațiile pe care le-a avut serviciul de Pașapoarte și le-am amenajat ca sală de așteptare. După cum vedeți, sala de așteptare are 30 de locuri, corecte pentru cetățenii care solicită preschimbări permise de conducere sau înmatriculări. De la 1 februarie se vor elimina mai multe taxe care erau incluse în prețurile serviciului de permise și înmatriculări. Se pun în aplicare prevederile legii 1 pe 2017, prin care se elimină anumite taxe, printre care și cea de examinare și cea de înmatriculare. În plus, și timbrul de mediu se abrogă. Pentru a profita de aceste reduceri, mulți buzoieni au amânat înmatricularea vehiculelor până miercuri, pentru a fi evitată supraaglomerarea ghișeelor și pentru a se crea condiții civilizate pentru public. A fost amenajată o sală de așteptare pentru cei care se vor înscrie online chiar de astăzi. Am văzut că și alte prefecturi au implementat programarea asta online și am reușit să o aducem și la noi și sper să măcar 60 de persoane să reușim să le aducem prin această programare. Suntem acum la început. Sper să nu ne facă programul vreo festă. Noi am făcut și probe. Să așteptăm de luni, de miercuri, de fapt, să vedem ce să fie. De astăzi avem funcțional pe site-ul prefecturii un sistem de programare online pentru toate operațiunile pe care le face serviciul nostru. Cu un simplu click se poate rezerva ora la care cetățeanul se poate prezenta la ghișeu pentru operațiunea dorită. Anticipăm un număr sporit de solicitări. Ăsta este și motivul pentru care încercăm cu programarea online să descongestionăm. Buzoienii se pot programa online în vederea examinării, a preschimbării permisului de conducere, a înmatriculării vehiculelor, a autorizării pentru circulația provizorie sau a radierii vehiculelor. Sistemul informatic poate fi accesat pe site-ul instituției prefectului www.prefecturabuzau.ro. Dacă va fi necesar, programul lucrătorilor de la permise și înmatriculări va putea fi prelungit până la rezolvarea tuturor solicitărilor.